Emisiunea ți este prezentată de Himalaya Wellness. Bună dimineața din biblioteca mea. Prețuiește viața. Răzvrătită, căutând mereu soluții, fără să accept că ele nu există. Deschizător de drumuri, având conștiința că aceasta era singura mea șansă de a aduce din nou un zâmbet pe chipul tatălui meu, sau măcar mulțumirea. Aveam 9 ani când mama a devenit înger, iar tata, eroul meu în viață, devenea pentru noi și mamă și tată la doar 38 de ani ai săi. Am intrat pe ascuns în biroul tatei, la puțină vreme după ziua care ne-a schimbat ireversibil viața, și nu în bine. I-am deschis agenda și am înțeles că urmau zile grele, sub povara datoriilor neașteptate. Și ca doi copii ce eram, eu și sora mea ne-am decis să ajutăm cum putem, renunțând să mai emitem cereri, exagerând, mergând până acolo încât să ne refuzăm cea mai mare plăcere a noastră ca și copii, înghețata. Ne-am decis fără să întrebăm, fără să mărturisim cuiva, cu credința că mâna noastră de ajutor e foarte necesară. Nu naivitatea cu care am crezut că lipsa pretențiilor noastre de copii ar rezolva lucrurile e importantă, ci mai degrabă dorința de a pune umărul, de a ajuta cu orice preț. Ne-am impus să nu mai cerem nimic, iar la un moment dat, tata a sesizat că ceva se întâmplă cu noi, ceva ciudat. Noi nu aveam niciodată nevoie de nimic și, curios, nu ne mai plăcea înghețata. Nu era minciună. Ne-am spus de atâtea ori nouă înșine că nu o vrem, încât am reușit să ne convingem prin autosugestie. An la rând, mult timp după ce ne-am regăsit echilibrul, am refuzat înghețata mult râvnită altădată. Ne-am reprimat această dorință până când ea a dispărut. Unii ar spune că e o copilărie. Eu cred că am învățat din mers o lecție de viață. Acum știu că nu poți răzbate decât muncind din greu pentru fiecare treaptă urcată și că valoarea reală a unui om este dată de puterea de a o lua oricând de la capăt. Viața mi-a reamintit peste ani ce înseamnă să pornești de la zero. De aceea sunt mereu pregătită și conștientă că orice piedestal se poate clătina. Ca să stai fără grijă în casă, trebuie să fii sigur de temelie. Pot construi oricând de la capăt, pentru că valoarea mea nu e egală cu cea a bunurilor dobândite de-a lungul vremii. Dimpotrivă. Valoarea e în mine. Valoarea e în tine. Cu mâinile goale, dar cu o minte limpede, îți găsești propriul loc. Ca să faci lucruri mari, nu trebuie să fii un geniu. Nu trebuie să stai deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Montesquieu avea dreptate și am pătruns mai bine înțelesul vorbelor sale atunci când am acceptat că acolo unde nu am soluție sau cunoștințe destule să ies dintr-un impas, nu e nicio problemă să mă deschid către cei din jur și să întreb. Să ofer sprijin și să-l cer la nevoie. Să știu că nu întotdeauna trebuie să mă descurc singură, deși lipsa mamei a lăsat în mine un acut sentiment de singurătate. Acut și fals, pentru că am avut în jurul meu oameni frumoși și buni care mi-au fost alături. Dar da, legătura cu mama e de neînlocuit. Sau așa a fost pentru mine. Lecțiile primite de la cei ce mi-au oferit un sprijin la nevoie, pilda poveștilor, sau pur și simplu felul în care mi-au ieșit în cale cu o vorbă, un sfat, o idee pe care mi-a fost imposibil să o mai dau uitării, toate acestea au pus o piatră de temelie și au scris definiția mea ca om, creionându-mi un rost pe pământ. Poate și tu te regăsești în povestea mea. Poate ești o fire puternică și poți aparent ascunde adânc în tine sentimentul a ceea ce-ți lipsește. Dar mult mai bine decât să pretinzi altceva decât simți, e să înveți cum poți să accepti, să înțelegi și să construiești cu ceea ce e bun în tine. Viața ți-a fost dată să-i vezi și lumina și umbrele, să o înzestrezi și să o prețuiești. Gândește-te chiar astăzi la povestea ta și la felul în care i-ai putea rescrie finalul. Iar eu voi fi aici pentru tine. Ne revedem și mâine. Pe curând! Emisiunea ți-a fost prezentată de Himalaya Wellness.